Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit, sunt Viorica Jurcă și vă prezint știrile serii. Iată titlurile. La sfârșitul verii ne așteaptă o creștere a prețurilor și mai mare. Banca Națională prognozează o rată a inflației în trimestrul 3 de 31%. Incertitudinile, sigur, rămân a fi destul de mari. Sunt riscuri de șocuri noi, încă urmează să mai fie ajustări de tarife, noi nu știm cu siguranță cum vor avea ele loc și când. Încă o fabrică importantă de panificație și-a scumpit produsele, prețurile au crescut cu până la 17%. Очень плохо. Люди же много едят хлеб. Ну ладно, я ещё могу себе позволить не покупать там. А вот как люди берут полками, а где семья? По 3-4 человека. Primarul capitalei Ion Ceban cere guvernului să dea o mână de ajutor și să subvenționeze transportul municipal pentru a menține în vigoare tariful existent. Noi vom contribui cu 700 de milioane de lei, ceea ce este două treimi din această, două treimi, veniți voi cu o treime pentru capitală și tariful rămâne același. Inflație record la toamnă. Banca Națională a Moldovei prognozează o rată a inflației în trimestrul 3 al acestui an de 31%. Potrivit guvernatorului BNM, Octavian Armașu, după acest prag, inflația va scădea și va constitui la finele anului 27,3%. Incertitudinile și riscurile sunt însă destul de mari, iar pentru anul viitor este prognozat un nivel al inflației de 16,5%. Chiar la început de prezentare, guvernatorul Băncii Naționale, Octavian Armașu, a recunoscut că inflația în Republica Moldova este mai mare decât în alte țări, este în creștere și va fi mai înaltă și mai persistentă. Inflația în Republica Moldova este mai mare decât în alte țări, din mai multe cauze, inclusiv ponderea mare a produselor alimentare în coșul de consum, economie mică și deschisă, dar și dezechilibrele în economie care se trag din trecut, sub formă de tarife neajustate la timp. Inflația este în creștere și va fi mai înaltă și mai persistentă și necesită aplicarea unor măsuri de politică monetară restrictivă, care va permite crearea condițiilor pentru revenirea la echilibru și creșterea economică la nivelul potențial, dar și asigurarea stabilității monedei naționale. Pentru luna aprilie, inflația a fost de peste 27%, iar cele mai mari creșteri de prețuri s-au atestat la produsele alimentare, urmate de prețurile reglementate sau tarifele care au fost majorate semnificativ odată cu criza gazelor. Avem o creștere fără precedent la diverse tarife stabilite și reglementate de diferite autorități. Și acestea, la rândul său, au provocat și efecte de runda a doua pe celelalte componente. Potrivit șefului Băncii Centrale, în luna aprilie energia electrică s-a scumpit cu aproape 35%, prețul la gaz în rețea cu 27%, încălzirea centralizată cu 92%, apa caldă cu 80%, transportul internațional și interurban cu 35%, transportul aerian de pasageri cu aproape 30%, iar serviciile medicale cu puțin peste 12%. Șeful Băncii Centrale a menționat că această scumpire bruscă vine după 11 ani în care tarifele au fost majorate în total cu 0,3%, multe fiind subvenționate sau puse la pierderi. În opinia lui Armașu, tarifele la gazele naturale pentru consumatorii finali vor crește în continuare în Moldova, în ceea ce va da un impuls suplimentar al proceselor inflaționiste. Potrivit datelor prezentate de guvernator, doar într-un an prețul la gaz în Europa s-a majorat cu peste 350%, ceea ce s-a reflectat și asupra Republicii Moldova. La sfârșit de aprilie, creșterea constituie 350,6%. Asta timp de un an de zile în Europa au crescut prețurile la gaze. Evident că au ajuns și la noi. Și în ultimele luni aceste creșteri s-au amplificat. Observăm că au avut o creștere semnificativă spre sfârșitul anului 2021, dar acum în ultimele luni prețul la gaz a crescut și mai mult. La ceea ce urmează, sigur că se transferă mai departe în ajustări de tarife și un impuls suplimentar pentru
al proceselor inflaționiste din Republica Moldova. Astfel, în toamnă vom atinge nivelul de vârf la scumpirile din acest an, care vor constitui 31% potrivit prognozei Băncii Centrale. Octavian Armașu declară că în cazul în care banca nu va aplica măsuri restrictive, acest indice ar putea fi mult mai mare. Estimăm că inflația va avea picul în trimestrul 3 anului curent, după care va avea o traiectorie descendentă. Incertitudinile, sigur, rămân a fi destul de mari. Sunt riscuri de șocuri noi. Încă urmează să mai fie ajustări de tarife. Noi nu știm cu siguranță cum vor avea ele loc și când. Respectiv, intervalul de incertitudine este destul de larg. Amintim că săptămâna viitoare guvernatorul Băncii Naționale este așteptat la Comisia Parlamentară pentru Economie, Buget și Finanțe pentru audierea asupra nivelului înalt al inflației. Octavian Armașu a declarat că este pregătit pentru aceste audiere. Puterea de cumpărare a moldovenilor a scăzut cu 14% din cauza scumpirilor. De aceea, guvernul trebuie să vină de urgență cu soluții, inclusiv prin creșterea veniturilor și negocierea unor prețuri mai bune la resursele energetice. Asta susține fostul președinte Igor Dodon. Potrivit fostului șef de stat, din cauza creșterii inflației, moldovenii nu-și mai pot permite coșul de consum de acum un an. Populația din Republica Moldova, cu salariul care îl primește acum, poate procura cu 14% mai puține mărfuri și servicii ca anul trecut. În aprilie, inflația anuală a trecut de 27%. Prețurile cresc nu atât din cauza factorului extern, ci din cauza incapacității neprofesionalismului actualei guvernări. Încercarea de a da vină pe război, pe inflație de import, nu corespunde realității, pentru că acolo de unde noi importăm în mare majoritate mărfuri, inflația este mult mai joasă. Unele țări de două ori. Igor Dodon a precizat că această criză poate fi soluționată prin discuții și negocieri cu partenerii externi. Prima ce trebuie de făcut, pentru că la aceasta începe creșterea prețurilor, sunt prețurile la resursele energetice. Cu gazul altă soluție decât să avem discuții cu Rusia nu este. De ce le sugerez atâta oare din nou? Găsiți posibilitatea să negociați un preț bun pentru Republica Moldova. Și doi, trebuie să ajute de urgență agenții economici pentru că ei să supraviețuiască în aceste condiții. Dodon a mai menționat că statul ar trebui să asigure creșterea salariilor și pensiilor minime cu 30% ca să acopere majorarea cu 20% a inflației. Contactată de redacția noastră, purtătoarea de cuvânt a guvernului, Anastasia Taburceanu, a declarat că țara noastră depinde în totalitate de economia globală și prețurile resurselor energetice sunt dictate de prețurile spot de pe piața energetică. Cu toate acestea, guvernul va continua să implementeze mecanisme și politici sustenabile pentru a majora veniturile populației. Anterior, ministrul finanțelor Dumitru Budeanski a menționat că majorarea salariilor și a pensiilor este operată în marja creșterii economice a țării. Pâinea se scumpește din nou. Un producător important de panificație cu peste 40 de poziții de producție a crescut prețul cu 10-17% la aproximativ tot asortimentul. Motivul sunt scumpirile în lanț, care nu i-a lăsat loc de manevră, zice el. Managerul general al întreprinderii, Alexander Voinski, a declarat pentru presa de la Chișinău că scumpirile au avut loc pe tot lanțul de producere. Prețurile au crescut de la combustibil și lubrifianți la ambalaje. Făina, uleiul, zahărul, sarea și drojdia au devenit mai scumpe. Din cauza crizei și a războiului din Ucraina, toată logistica a fost întreruptă. Totul vine din Europa și este de două ori mai scump. În prezent, pentru a aduce făină de secară, transportul din Belarus costă 8.000 de euro față de 2-3.000 de euro înainte, susține managerul. Voinski susține că până în prezent, compania lucra cu rezervele pe care le-a făcut în luna ianuarie. Din acest motiv, întreprinderea a menținut prețurile vechi pe o perioadă mai lungă față de alte întreprinderi de ramură. Astăzi, compania nu-și mai poate permite acest lucru. De altă parte, consumatorii se declară îngrijorați că în scurt timp nu-și vor mai putea permite nicio bucată de pâine pe masă. Asta a fost unul dintre produsele питання. А сегодня это отняли. Я медработник. За ночь я приняла 10 родов, 20 жизней в этих руках. А сегодня у меня 2000. И не знаю, как жить. А жить-то хочется. Очень плохо. Люди же много едят хлеб. Ну ладно, я еще могу себе позволить не покупать там. А вот как люди берут полками, а где семья? По 3-4 человека. Жалко людей. Говорят, что есть какой-то социальный хлеб. Не знаю. Ну, подорожание хлеба – это самое страшное, что могли придумать. Ладно, какие-то продукты дорожают, ладно, но хлеб. Вы зайдете в магазин, там не то, что на хлеб, на все подняли цены бешеные. И поэтому что можно сказать?
Дело в том, что должна быть реакция нашего правительства. Но если никакой нет реакции правительства, то я не знаю, что будет дальше. Это беспредел называется. Я получаю пенсию 2200 лей вот с последним повышением. Оно мне не хватает. Сейчас пришла квитанция за воду, пришла квитанция за свет. В общем, очень-очень все дорого. Deși mai puțini, sunt totuși și consumatori care înțeleg deciziile întreprinderilor. Ei spun că trebuie să ne adaptăm la condițiile de criză pe care o trăim. În multe țări pâinea nu mănâncă, așa că și noi să nu mâncăm mai puțină pâine și ce să facem. Если надо повышать, значит надо. Инфляция идет, а что сделать? Все повышается. Întreprinderea de panificație a majorat prețul pentru fiecare tip de producție cu un leu. Alternative de achiziționare a energiei electrice și a gazului la prețuri mai mici, accesibile a moldovenilor, nu există la ora actuală, susține vicepremierul Andrei Spânu. Demnitarul a declarat la o emisiune de la Postul Public de Televiziune că dacă în mai tariful pentru curent rămâne neschimbat, pentru lunile următoare situația este incertă. Totul depinde de discuțiile cu centrala de la Cuciurgan și cu noua companie ucraineană care ne acoperă 30% din deficitul de energie electrică, spune demnitarul. Ne dorim ca acest preț de achiziție pentru luna iunie, dar și pentru următoarele luni, să fie așa ca să nu fie nevoie să mai creștem din nou tarifele. Repet, principala problemă care este la moment este că nu există alternativă foarte mare de a achiziționa atât gaz cât și energie electrică la prețuri mult mai mici sau suficient de mici ca să poată fi achitate de cetățenii noștri. Pe iunie arată mai mult sau mai puțin similar, deci dacă se va ajunge la o înțelegere de extindere cu MGRES, cei în continuare vor putea livra în jur de 70% din necesarul Republicii Moldova. Un preț pe care îl discutăm. În prezent, 70% din consumul de energie electrică este achiziționat de la centrala de la Cuciurgan, iar restul 30% este cumpărat de la compania ucraineană Ukrhidroenergo, care, în urma unui contract semnat cu Energocom, a început de joi livrările. Prețul de achiziție cu noul furnizor în continuare este ținut în secret, deoarece așa au stipulat în contract semnatarii, susțin autoritățile. Ministrul Infrastructurii a anunțat public doar prețul mediu estimat al electricității pentru luna mai, care va fi de aproximativ 67 de dolari pentru un megavatoră. Pentru luna mai achiziționăm 30% din energia electrică din Ucraina. E un pic mai scump, asta este, asta sunt prețurile pe piața din Ucraina. Această companie a venit cu o ofertă cu un preț un pic mai mare, dar era cel mai mic din tot ce s-a primit. Media prețului de achiziție va fi inclusă în tarif. Ori atunci când Andreu va lua decizia pe includerea acestui preț în tarif, acum sau mai târziu, va fi public. Se parcurge la schimbarea tarifului atunci când deverele negative sau pozitive sunt mai mari de 5%. În cazul situației pentru luna mai, din calculele noastre făcute la minister, arată că ele sunt mai mici de 5%. În contextul livrărilor de gaze, vicepremierul Andrei Spânu a declarat repetat că Republica Moldova nu va rămâne fără gaze naturale în eventualitatea în care va fi sistat tranzitul prin Ucraina sau dacă va fi reziliat contractul cu Gazprom. Demnitarul a declarat că soluțiile vor fi găsite pe piețele din vest, chiar dacă oferta va fi una mai scumpă. Benzina continuă să se scumpească. Prețul unui litru va fi în weekend 29 de lei și 29 de bani, cu 16 bani mai mult decât astăzi. Noul tarif maxim a fost anunțat de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică. În schimb, motorina se ieftinește ușor în continuare. Prețul pentru un litru de combustibil diesel va fi în următoarele zile de 27 de lei și 66 de bani, cu 15 bani mai mult. Reamintim că de la începutul acestui an, prețul pentru un litru de benzină a crescut cu 8 lei, iar cel al motorinei cu 10 lei. Primarul Capitalei, Ion Ceban, cere guvernului să pună umărul la subvenționarea transportului municipal de călători pentru a menține în vigoare tariful existent. Cu o solicitare similară au venit mai devreme și aleșii locale, PSRM, din Consiliul Municipal Chișinău. În replică, guvernul susține că primăria este responsabilă de gestionarea resurselor regiei transport electric, respectiv instituția municipală trebuie să identifice soluții pentru a rezolva situația transportului public.
Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, din cauza scumpirilor pe piața energetică în prezent, costul unei călătorii în raza municipiului Chișinău variază între 7 și 28 de lei în funcție de cursă și tipul de transport. Edilul spune că municipalitatea subvenționează pierderile întreprinderilor municipale cu 700 de milioane de lei, însă cifra estimativă pentru următoarele luni ar fi de 1 miliard de lei. În aceste condiții, primarul cere implicarea guvernării, în caz contrar, prețul unei călătorii va crește până la 6 lei. Am transmis Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului Republicii Moldova, următoarea solicitare. Da, avem 650.000 de călătorii zilnic. Da, prețul astăzi este de 2 lei la troleibuz și 3 lei la autobuz. Am transmis solicitarea să alocați 350 de milioane de lei, dacă vă pasă de oraș, indexate anual la rata inflației, noi vom contribui cu 700 de milioane de lei, ceea ce este două treimi din această. Două treimi. Veniți voi cu o treime pentru capitală. Și tariful rămâne același. O solicitare similară a fost făcută și de fracțiunea socialiștilor din Consiliul Municipal. Aleșii locali cer guvernului să-și asume plata pentru 13 categorii de călători care pot folosi transportul public gratuit. Mai mult, în opinia socialiștilor, executivul trebuie să fie atent la susținerea întreprinderilor cu menire socială pentru a nu admite falimentarea acestora. Правительство и большинство в парламенте обязано предпринять и решения правительства, и законопроекты помощи этим предприятиям. Таким образом мы сможем не поднимать тарифы, оставить это на нынешнем уровне и облегчить участь и кишиневцам, и бюджету. Потому что сейчас мы поставлены в очень серьезный выбор. Либо мы останавливаем общественный транспорт, троллейбусный, автобусный парк, либо мы останавливаем развитие города Кишинева. Мы вынуждены будем покрывать расходы приблизительно 1 миллиард леев. Александр Одинцов declара, что эти бани муниципалитетов могут быть кельтуиц для других проектов в бенефичу ламенилор. Миллиард, который мы вынуждены будем компенсировать, он может пойти на ремонт улиц, ремонт скверов, ремонт блоков, ремонт подъездов, на замену коммуникаций, на развитие города Кишинев, в том числе на закупку автобусов. De altă parte, guvernul susține că Regia Transport este o instituție foarte importantă în gestiunea autorității publice locale Chișinău, respectiv tot autoritățile municipale trebuie să asigure o bună gestionare a mijloacelor bănești ale acestei instituții. Potrivit purtătorului de cuvânt al executivului Anastasia Taborceanu, luarea banilor din alte bugete neprevăzute nu este o soluție sustenabilă. Colegii mei din cancelarie vor analiza demersul venit de la primărie și dacă vom avea comentarii adiționale, le vom reveni, a mai spus Taborceanu. Vacanța elevilor e tot mai aproape, iar taberele din municipiul Chișinău se pregătesc să-și deschidă porțile. Părinții pot depune deja cereri pentru a-și înscrie copiii pentru un sejur la taberele din capitală, inclusiv la cele de zi care vor fi funcționale din 5 iunie. Pentru activitatea acestor centre, municipalitatea a alocat în acest sezon 37 de milioane de lei. Taberele de zi pentru copii din Chișinău vor fi împărțite în funcție de preferințele și profilul ales de elevi. Acestea vor fi de muzică, de sport și de educație generală. Pentru sezonul estival al anului 2022 au fost aprobat ofertele educaționale pentru organizarea taberelor de vară. Respectiv, vom avea în acest an 13 tabere cu sejur de zi, 3 tabere constante, 14 tabere sportive, 3 tabere de artă în cadrul școlilor de artă plastice și muzică din municipiul Chișinău. Este important ca copiii să nu stagneze în educație și în dezvoltarea lor personală. Biletele de odihnă pentru tabere vor putea fi achitate parțial și integral. De asemenea, pentru copiii din familiile cu venituri modeste sau pentru cei aflați în îngrijirea statului, sejurul va fi gratuit. În total, în acest an urmează să ajungă în tabere 9.000 de elevi, dintre care 2.000 și jumătate se vor odihni gratuit. Pentru ceilalți, părinții vor achita 20% din costul vacanței, adică între 600 și 800 de lei. Biletele pot fi deja cumpărate din școlile unde învață copiii. Părinții se pot adresa pentru taberele din afara orașului, dar și pentru taberele cu sejur de zi, conducerii instituției de învățământ din care fac parte, pentru a solicita o foaie la o tabără constantă sau în cadrul taberei cu sejur de zi, respectiv prin depunerea unei cereri și în dependență de numărul de locuri disponibile, vor fi oferite aceste bilete la tabără pentru părinți.
În sezonul din acest an, cheltuielile pentru întreținerea unui copil în tabere s-au majorat. Aici este vorba despre aproximativ 20 de lei pe zi scumpirea s-a produs, ținând cont de faptul că s-a scumpit energia electrică, avem scumpiri la sau avem majorări de salarii și din contul acestor majorări s-a scumpit și biletul pentru un sejur la tabăra constantă. Spațiile de joacă din instituțiile care vor organiza tabere de zi vor putea găzdui în jur de 1100 de copii din tot municipiul Chișinău. Acum școlile sunt în plină desfășurare și elaborează programul de activități și divertisment. Noi am început de acum pregătirile pentru tabăra cu sejurul de zi. Activitatea taberei va activa de la orele 8 până la orele 17 după un program de activitate. Acum lucrăm într-adevăr la planul ăsta de activitate. Copiii vor fi alimentați cel puțin de 3 ori pe zi după un meniu model și totodată vor fi mai multe activități. Vor fi secții sportive, vor fi organizate mai multe spartachiade sportive, spunem așa, activități ce țin de cercurile sportive, cercuri de activitate de creație, desen, vor fi excursii în afara teritoriului. Părinții elevilor gimnaziului Ion Luca Caragiale nu au ezitat mult. Toate locurile pentru luna iunie sunt deja ocupate în instituție, urmând să se odihnească 55 de elevi din clasele primare. Pentru 3 săptămâni de tabără de zi, părinții vor plăti 450 de lei. Solicitările sunt mai mari în acest an, anunță administrațiile școlilor. De la început că părinții erau sceptici în privința taberii, nu știau în ce constă această tabără cu sejur de zi, dar în schimb, acum chiar sunt foarte multe solicitări și chiar avem solicitări de a se organiza mai multe tururi, nu numai un singur tur. Primăria Capitalei a alocat 37 de milioane de lei pentru activitățile taberelor din acest an. Alte 7 milioane de lei din bugetul pentru aceste vacanțe vor fi acoperite de părinți. S-au îmbrăcat în uniformă de pompier, au simulat și înfruntat diferite situații de risc și au învățat cum să acorde primul ajutor medical. Sute de elevi din întreaga țară participă la Școala Securității, program lansat de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Startul competiției a fost dat astăzi la o tabără de odihnă din orașul Vadului Vodă. Acolo, timp de 2 zile, câteva zeci de liceeni, ghidați de salvatori și pompieri, vor învăța să facă față accidentelor și altor situații periculoase. Prima zi de competiție a început la o tabără de odihnă din orașul Vadului Vodă, unde au participat 11 echipe de liceeni din clasele a 10-a și a 11-a din mai multe instituții din țară. La prima probă, concurenții în timp record au îmbrăcat echipamentele de pompieri și au trecut peste diverse obstacole. Spiritul de echipă a dominat pe tot parcursul competiției. Înainte de începerea competiției propriu-zise, elevii au avut mai multe instruiri și antrenamente cu salvatorii. Fiecare dintre participanți speră că echipa sa va ieși învingătoare. Au fost ușor, mai mult emoții ca la antrenament, dar m-am descurcat destul de bine și sunt mândră de mine. Crezi că o să învingeți? Desigur, fără premii mari nu plecăm de aici. Competiția e destul serioasă, pregătirile ne-au pregătit domnul pompier destul de bine. Și mai în rest, foarte vesel. Noi am venit aici ca să învingem, pentru că dacă vii la competiții pierzi, nu e interesant. Și cred că avem șanse. Prima probă a fost destul de intenționată, pentru că am fost oarecum primul și n-am avut exemplu pe care să-l urmez, dar totodată mi-am reamintit de probele făcute la antrenamente și am făcut un timp destul de bun, zic eu. Sunt sigur că după această întâmplare noi vom fi și mai pregătiți în caz de incendii sau alte întâmplări. În total, timp de 2 zile, elevii vor avea de parcurs 8 probe fizice, intelectuale și artistice prin care vor demonstra că se pot descurca de minune în caz de incendii sau accident. Să știți că noi am avut chiar în prima ediție, în 2017, un caz când un participant, un copil la Școala Securității, a fost martor a unui accident rutier și a fost în stare să acorde prim ajutor. Deci asta vorbește despre faptul că
lucrurile se pot întâmpla oricând, dar toți trebuie să fim pregătiți. Școala Securității a fost deschisă în 8 localități din țară. În total, la concurs vor participa peste 1300 de elevi, printre care și minori refugiați din Ucraina. În anul acesta, în 3 localități, am găsit posibilitatea și am invitat să participe 3 echipe de participanți, copii din Ucraina, care sunt refugiați în Republica Moldova. E vorba de ungheni, hâncești, echipa de la Cimișlie participă la hâncești și comrat. Echipele câștigătoare vor fi premiate cu diplome și cupe. Un microscop ultramodern în valoare de 5 milioane de lei va fi folosit acum pentru cercetare la Universitatea de Medicină din Moldova. Aparatul extrem de performant oferă o imagine tridimensională foarte exactă în interiorul celulei, iar culorile sunt cele reale. Cu ajutorul noului microscop, viitorii medici vor putea studia celulele creierului, ale inimii și ale altor organe. Noul microscop este considerat bijuteria bazei tehnice a Universității de Medicină. Specialiștii, folosind exemplul hormonului tiroidian, ne-au arătat imaginea foarte clară pe care o oferă microscopul. Datorită divizării după culori, puteți vedea contururile exacte ale celulei. De la ultraviolet până la infraroșu. Și ceea ce vedem noi în culori diferite, de fapt, menționează integritatea ultrastructurală a celulei. Este nucleul, este citoplasmă și avem citoplasma colorată verde, nucleul albastru și avem culorile marcate în roșu, deci o altă culoare, dar menționează alte subniveluri celulare. Un microscop confocal le va permite studenților să studieze celulele organelor interne, mai exact să compare țesuturile sănătoase cu cele bolnave. Ea permite să analizezi atât substanța creierului, celulele creierului, cât și țesuturile cardiace, sau renale, sau hepatice, sau musculare. Patologia neuronală, da? Vorbim despre sistemul nervos, iarăși în patologiile autoimune a sistemului nervos, în patologiile degenerative. Dacă vorbim, și este destul de actual, patologia canceroasă, ajungem să vedem leziuni de ADN sau să efectuăm acele modificări interesate de noi. Patologiile cronice, diabetul, boala de rinichi, bolile cardiace cronice, sunt de fapt bolile actualei generații și ale viitorului. COVID-ul și infecțiile au fost doar un interludiu. Acum Universitatea de Medicină intenționează să trimită un specialist în microscopie confocală la specializare, astfel încât noul aparat să poată fi folosit pe scară largă. Rectorul Universității de Medicină susține că în Moldova e criză mare de specialiști care să poată lucra cu echipamentele ultramoderne. Nu sunt specialiști, de ce? Că nu au fost condiții de lucru, de trai și condiții de salarizare în Republica Moldova. Și toți cei mai buni au plecat, au emigrat, au plecat peste hotare, în cel mai bun caz sunt în România. Și au rămas oameni foarte puțini. Pentru a suplini deficitul de personal din sistemul medical din țară, Universitatea de Medicină deschide noi specialități. Avem nevoie de specialiști. De aceea Universitatea de Medicină și Farmacie Nicolae Dispensanu se reprofilează, deci și deschidem specialități noi. Iată cum este tehnologie radiologică. Deci avem deja a doilea an unde aceste persoane o să lucreze, o să gestioneze toată aparatura sofisticată. Microscopul confocal de 5 milioane de lei a fost achiziționat pentru Universitatea de Medicină în cadrul unui proiect de colaborare între Moldova și România. Atât pentru astăzi, la ora 21 urmează știrile în limba rusă, iar eu vă doresc un weekend minunat. Toate bune!